La mulți ani! Să trăim! A luat foc aici ceva. Are cineva extintor? Bun găsit, stimați telespectatori! Sunt 4 ani de la tragedia care s-a petrecut la Colectiv, 65 de morți. Nici până astăzi nu avem vinovații responsabili. Apropo de justiția care se tot reformează și nu se mai termină odată. Să se angajeze că nu se taie pensiile și salariile. Pensiile nu se pot taia, salariile da. Ce înseamnă că nu se pot? Nu se pot taia. Erați în PMP, domnul. Nu le-am tăiat niciodată, greșiți. Nici când eram în PMP, nici când eram în PDL, pe nu cine s-au tăiat. S-au tăiat salariile. Domnilor, nu s-au tăiat pensiile niciodată. A fost propunere. Și la pensii, de pensiile care depășeau 1000 de lei, s-au impozitate. E cu totul altceva. Părerea mea este că viziunea e foarte bună a PNL-ului, pentru că pui unul care are bani și nu o să mai fure. Nu? Asta cu furtul, mai lăsați-ne, domne. Cine se duce în minister să se ducă să fură când e DNA-ul pe seasă? Numai cine are trese și știe că e protejat. Dar cine se duce în actuale condiții să te duci să ce? Să-i zici unui director, bă, 10% e a meu. Îi ceri, îi dai și el îți dă. Da, când e DNA-ul și dacă nu ești din secta SRI rezist, te duci imediat la pușcărie. Le putem determina ADN-ul, să vedem din ce secte sunt. Deci în orice caz am anunțat. Mă refer la cei care ajung în miniștri. Deci dacă nu sunt, găsim o cale și nu suntem suficient de odioasă, ca să extragem gazul de acolo și să ne facem independenți și autosuficienți energetic, o să ne luăm de la rușine.